M-am gândit aseară. Ia. Yeah. Că noi ne știm, cred că o să te simți bătrân în momentul ăsta, că pentru că eu mă simt, ne știm de 19 ani, clasa 1. Zi mai bine clasa 1, că sună mai puțin decât 19. Mai puțin, da. Deci eu nu, în primul rând, eu nu prea mi-aduc aminte foarte multe chestii, din 1-4 cel puțin. Mi-aduc aminte doar de tine și de Ramona. Nu știu dacă mă știi pe Ramona. Da, da, o știu pe Ramona. Hai să facem pe scurt. Spune-ne cine ești și ce faci. Că asta e startul, să spun așa. Bună ziua, numele meu este Dedu Andreea Lavinia. Și fac multe Andreea, chestii. Te cheamă și Andreea, nu știam. Da. Okay. De fapt, Andreea este primul meu nume și mă simt mult mai mult Andreea decât Lavinia. Pe bune? Da. Toată lumea spunea Lavinia. Știu, asta a fost o mare problemă de fapt. Pentru că toată familia mereu mi-au zis Andreea, Andra, Andru sau whatever. Okay. Dar când m-am mutat în Buzău, pentru că mai erau Andrei, evident, în clasă, au zis, tu vei fi Lavinia de acum încolo. Pă bune? Da. Ah, ce chestie. Ba chiar îmi amintesc că au sunat, aveam fix, și a sunat o colegă și mi-a spus, bună ziua, vreau și eu să vorbesc cu Lavinia. Și mama a zis, îmi pare rău, ați greșit. Și a închis și abia apoi și-a dat seama, Doamne, stai, e al doilea nume. O cheamă am și înțeles. Lavinia. Deci eu nu mai știu de tine. Când ai plecat din Buzău? Când te-ai mutat? În clasa 11. Dar din general nu mai știu de tine. Ai plecat? Te-ai dus la arte? M-am sau? Dus la arte, da. Da. De fost. Mică știai ce vrei să faci cu viața ta? Măi, nu, n-am știut niciodată. Da, știai, pictai, adică erai un fel de rockstar la noi în clasă pe o parte de pictură. Asta cu pictura a fost o chestie care pur și simplu s-a întâmplat. Adică n-a fost niciodată un plan, n-am vrut să devin pictoriță, n-am vrut să devin tatuator, n-a fost un plan, efectiv. Și mergeam în schimb la cursuri de pictură de la 4 ani. Făceam naveta de 2 ori pe săptămână. Am stat la țară până în clasa 1. Și făceam naveta până la țară atunci, am fost, ai făcut ziua la un moment dat. Da. Și făceam naveta la Teatru George Ciprighean. Ok. Și am ținut așa o vreme. A fost dorința ta sau dorința lor tăi? Măi, a fost așa de fun. Okay. Să-ți ocup timpul. Da, pur și simplu. Uh-huh. Părinții mei nu s-au opus oricum niciodată și m-au susținut în toate ideile pe care le-am avut. Ok. Și da, nici atunci am pus să zic că o luam super în serios. Apoi la indicațiile profesoarei pe care o aveam acolo, m-am mutat la liceul de artă. Ok. Și asta pentru mama a fost o problemă oarecum. De ce? Pentru că era teamă. Liceul de artă suna așa, loc din ăsta cu mulți rockeri ciudați și unde nu se face carte și da. Unde, da. Toată lumea cred că consideră chestia asta some point. Da, dar nu e absolut deloc așa. După ce intri acolo, îți dai seama că este un liceu la fel ca toate celelalte și da. Mai mulți artiști? Mai mulți artiști, da. Da, nu știu, asta cu artiști mie mi se pare o chestie foarte variabilă. Adică numim artiști ce? Oamenii care cântă și pictează și dansează. Până la urmă, artiști sunt, nu știu, din punctul meu de vedere, și medicii și habar n-am. Da, corect, dacă o pui așa, corect, da. Tot o muncă e și acolo și tot o artă. Bun, și liceul de artă din Buzău după? După. Deci la liceul de artă din Buzău am făcut pictură, apoi m-am mutat la arhitectură. Și aici a apărut, de fapt, impasul, pentru că colegii mei știau că vor să dea la Micu. Și au început să facă meditații pentru arhitectură. Și am început și eu cu turma. Okay. Și m-am dus aproape jumătate de an. Mă descurcam ok, dar nu... Era clar că nu. Nu era de tine sau nu-ți plăcea ție? Nu era zona mea, era mult prea exact totul. Era mult prea calculat, era mult prea... Era matematica, fizica, astea n-au fost niciodată punctul meu foarte clar. Și deja a început să-mi iau panică, sincer, pentru că toată lumea părea că își pregătește terenul, numai eu nu și nici nu știam încotro. Ok. Și atunci am zis, eu plec la București. Ok. Pentru că aveam impresia pe atunci că Bucureștiul e așa tărâmul tuturor posibilităților, știu, părea. Și am avut niște discuții cu părinții pe subiectul ăsta. Mama nu a fost de acord, pentru că mi-a zis, de ce să pleci mai devreme cu 2 ani la București, că tu oricum urmează să pleci, mai stai. Și am insistat și mi-a zis, vrei să te muți la București? Bine, mută-te, dar hai să te văd cum te descurci, vreau să faci tu tot demersul ăsta, să văd care e mersul.
M-am dus, am obținut ce aveam nevoie de la director, bla bla bla. Și mi-amintesc că m-am dus la Tonița, am ajuns dimineața, am stat la o coadă infernală să mă înscriu. Nu mă băga nimeni în seamă, stăteam într-un colț cu un mare portofoliu după mine. Și când am ajuns, mi-au zis că, domnișoară, n-avem locuri, totul este deja pregătit, toți oamenii sunt înscriși, avem locurile puse deoparte pentru cei care deja făcuseră la ei pe ore, școală și așa. Și am mai stat un pic pe un hol și a venit un profesor la mine și m-a întrebat, ce-i cu tine, fetiță? Ok. Și eram acolo foarte plouată așa și am spus, eu vreau să mă umble București. Și mi-a zis, hai, arată-mi ce lucrezi. Și am arătat lucrările mele și mi-a spus, uite, aș putea să te iau la mine. Eu sunt profesor la design ambiental și dacă vrei, uite, îți găsesc la mine în clasă un loc. Și am zis, wow. Ok. Și aia a fost. Și m-am ce portofoliu era la? Ce aveai acolo? Mai aveam chestii destul de variate, pentru că dacă am făcut și pictură și un pic de arhitectură, cumva acoperam o gamă variată de desene, de la portrete până la, mă rog, așa zise, proiecte arhitecturale de începători, mă rog, niște schițe, whatever. Da, era. Okay, și te-ai mutat acolo. Da, și a fost o decizie foarte bună. Adică acolo deja lucrurile au început să se schimbe cumva și mi s-a schimbat și perspectiva. Și mi-amintesc totuși că în clasa 12-a, când am avut atestatul, la un moment dat profesorul ne-a întrebat ce vrem să facem mai departe, la ce facultate vom da. Și am avut un moment în care n-am mai crezut în chestia asta cu artistul. Mi se părea că nu o să funcționeze, nu o să câștig niciun leu. Ah, ok, a intrat total partea asta, pe din afară. Eram deja mutată în București de 2 ani, nu mai locuiam cu părinții, locuiam cu sora mea, dar care și ea era destul de ocupată. Cam începusem să-mi dau seama ce înseamnă să ai niște bani de buzunar, să-ți faci de mâncare, să plătești o chirie, să plătești o întreținere. Și am zis, nu mai, renunțăm la artă, dau la limbi străine. Oh, ce direcție! Da, pentru că în perioada aia îmi plăcea foarte mult japoneza și am zis, hai că încercăm așa pe engleză-japonez. Ce chestie! Și știu că i-am spus asta profesorului meu și el a fost foarte supărat și m-a făcut de râs în fața tuturor colegilor. Pe bune! Spunându-mi pe un ton destul de acid așa, cum? Cum să dai la limbi străine? Tu te-ai chinuit atâția ani, ai desenat atâția ani și dai la limbi străine, tu îți bați joc de munca mea ca profesor și de munca ta. A luat-o și personal, și de... ok. Da. Bine, omul, eu am înțeles, la momentul respectiv am fost foarte frustrată. Zic, stai așa puțin, cine ești tu să-mi zici tu mie? Dacă eu vreau, dar lasă-mă în pace, dar ce-mi plătești tu mie chiria? Da, și până la urmă, după câteva zile când s-a mai așezat așa informația, mi-am dat seama că, da, m-a motivat un pic și avea un pic de dreptate acolo. Am dat totuși la limbi străine. Și n-am intrat la engleză japoneză, am intrat la engleză spaniolă și am zis, da, ok, las-o așa. Și apoi am dat la scenografie și mi-amintesc că la noi admiterea a fost mult mai târziu decât la celelalte facultăți. Toate undeva în septembrie s-a dat, nu? Da. Și era foarte trist că pe Facebook era plin de anunțuri și de postări. Am intrat la medicină, am intrat la nu știu unde. Și toată lumea intrase undeva, numai eu nu intrasem nicăieri. Și era singura facultate la care am dat în cele din urmă și pe care plusasem cumva. Și am zis, wow, ori intru la asta, ori rămân total pe din afară un an. Zic, ce a fost în capul meu? Puteam măcar să mai încerc pe undeva. Sau să-mi las dosarul ăla acolo, la limbi străine, sau să fac ceva. Da. Și mi-amintesc că m-am mutat de foarte multe ori, cred că am luat-o București ăsta la rând și m-a sunat o colegă și eu tot respingeam apelul că eram în vizită, în vizionare la un apartament și într-un final îi răspund și îmi zice, Doamne, ai intrat, nici n-am mai stat să întreb ce am închis telefonul, pe aia mă sună înapoi, măi stai de ce mi-ai închis, lasă-mă să termin, zic, păi ce mai contează, am intrat, nu, dar n-ai înțeles, ai intrat prima. N-a fost în targetul meu o clipă chestia asta cu intratul prima, nici cu intratul la buget, nici cu nimic. Eu doar am vrut să intru și să, mă rog, găsesc cumva direcție. Ok. Da. Și ai terminat scenografie. Da, scenografie de teatru și film. Păi bun, și totuși n-ai lăsat arta dacă te-ai apucat de tatuaje. Nu, asta cu tatuajele, iarăși a fost o chestie care s-a întâmplat. Cum adică s-a întâmplat? E ciudat să zici că s-a întâmplat și ești... Bine, clar,
mă uitam la fel ca tot restul lumii de altfel la vestita emisiune Miami Inc. A fost foarte populară la un moment dat. Da. Și acolo recunosc că mi-a trezit cumva interesul și atunci aflasem că există meseria asta și că poate să fie așa de rockstar și whatever. Mm-hmm. Bine, oricum e prezentată și ambalată foarte mult, nu e chiar așa în real life, dar oh well. Și în clasa 12-a, când am dat atestatul, am avut de amenajat un spațiu, un interior de ceva, de spațiu comercial. Uh-huh. Și mi-am ales spațiu, un salon de tatuaje. Oh. Și profesorul despre care îți povesteam mai devreme mi-a sugerat să mă întâlnesc cu niște tatuatori sau să merg într-un salon. Să stai de vorbă cu ei să vezi ce vor. Exact ce, uh-huh, în ce constă spațiu, cum arată sala de așteptare, cât de cât spațiu ai nevoie pentru modul de lucru și tot felul de chestii tehnice. M-am dus la o convenție, am cunoscut niște băieți foarte de treabă, am vizitat salonul lor, mi-am luat niște notițe, nu știu ce, după aia m-am mai dus și a doua zi, a treia zi deja am zis, ia dă-mi să încerc și eu. What? Da, a fost așa, o chestie pur și simplu. Am încercat, dar era cumva constant o joacă, adică nu credeam... Cum ai încercat? Pe ce ai încercat? Pe piele sintetică, deși recomand și cartofii, portocalele. What? Poți în portocale? Da. Dacă stai să te gândești, portocala seamănă destul de mult cu o piele, mă rog, o piele, wow, un pic cu celulită, dar seamănă cu o piele. Sau un porc, dar pe porc, da, nu prea aș încerca pe un porc, mi-e milă de un porc. Da, știu ce zici. Da. Și a fost așa o chestie tot de joacă, mai mult de ideea ia să văd dacă îmi iese. Am fost așa zisă ucenică jumătate de an acolo, fix în perioada în care dădeam bacul și așa mai departe, m-am cam lăsat o moale, am plecat de acolo. Între timp mi-am cumpărat ce aveam nevoie, evident cele mai ieftine lucruri pe care le puteai găsi. Așa era început, da. Nici nu aveam de unde clar și nici nu mă pricepeam pe de altă parte. Și da, mi-am amintesc că primul tatuaj l-am făcut pe mine. Ok, ce ai făcut? Parcă mi-ai spus o dată, nu mai știu clar. Mi-am scris cuvântul practice. Unde? Pe picior. Pe picior. Da, pentru dacă, că ajung. Dacă ai o poză cu el să-l trimiți. Da, ca să-l inserez. Vreau să fac primul tatuaj pe un om și m-am gândit că, până la urmă, măi, stai puțin. Dacă nu este treaba bună, eu ce fac? Le-am pe omul ăla pe conștiință tot restul vieții mele. Exact. Și am zis, pe cine aș suporta să am pe conștiință? Pe mine. Pe mine, exact. Și atunci, ok, am zis, hai că o facem pe mine, a fost ok. Și apoi eu mai vine cu... din prima? Da, culmea. S-a întâmplat. Ok, ok. Și păi au mai venit așa câțiva prieteni, dar știu că era un eveniment, adică de fiecare dată când aveam o programare și aveam o programare odată la 4 săptămâni la modul ăla, era un adevărat eveniment și nu-mi venea să cred că cineva vine la mine să-i fac chestia asta. Exact așa sunt și eu cu podcasturile, când văd că cineva acceptă să vină la mine să stea de vorbă, zic, ok. De ce mai e fan? Da, nu știu, da, în fine, așa. Da, și a tot mers așa, câte unul și apoi a început să se adune. Dar cumva a fost tot timpul un side job sau un hobby sau să-i un... spui, da. Că nu, iarăși, nici pe asta n-am luat-o în serios. De ce n-am luat-o în serios? Pentru că nu părea plauzibil, pentru că nu înțelegeam de ce aș avea eu clienți, nu înțelegeam... Te subestimai. Da, probabil. Mă și subestimam, dar cumva mă gândeam și la faptul că deja sunt foarte mulți oameni pe piață și nu, nici n-aveam perspectiva asta câți oameni se tatuează în București sau ce cantitate am de înțeles. Clienți poți să ai pe la în final s-a demonstrat că sunt foarte mulți oameni care se tatuează, mult mai mulți decât mă așteptam. Dar da, nu, a fost doar, am vrut doar să văd dacă îmi iese. Bun, și de-a lungul timpului ce ai făcut să te perfecționezi? Ce, există cursuri pentru chestia asta? Trebuie, mă gândesc, un atestat să poți să lucrezi? Da, cursuri, nu, cea mai bună variantă să înveți ar fi să fii ucenic cu cuiva, clar. Pentru că poți să înveți și singur, dar cu siguranță o să dureze mult mai mult și o să faci mult mai multe greșeli decât dacă ai avea un îndrumător. Am făcut un curs pentru o diplomă, un curs pe care... sincer, nu-l recomand, pentru că nu are nicio relevanță. Ah, ok. Adică nu ai cum să înveți într-o lună de zile, în câteva ore, practic, să înveți să tatuezi. Adică e o chestie pe care o înveți numai prin practică. Da, poți să înveți niște lucruri standard, ceea ce se folosesc în anumite situații, la ce adâncime tatuezi în anumite situații, mă rog, adâncime de fapt e constantă, la ce unghi, la ce, nu știu, habar n-am.
Dar e vorba de practică, practică, practică. Ok. Da. Zi-mi, de-a lungul timpului, care au fost cele mai grele situații în care te-ai... E cel mai greu tatuaj, nu știu, cea mai dificilă persoană și asta e interesant. Mi-a fost dificil la început cu clienții bărbați. De ce? Pentru că, deși mi-aș fi dorit să nu fie așa, cel puțin când m-am apucat acum 7 ani, exista o oarecare reticență față de fetele care tatuează. Oh, mai ales și aici. Că eu, da, mai ales că eu sunt mică, sunt slabă, sunt așa cumva împachetată, par mai mult secretara de la un salon de tatuaje decât tatuatoarea de acolo. Da. Să știi că când am venit să fac semnăturile alor mei, mi-ai părut foarte badass și foarte, cum să spun, stăpână pe situație, jur. Da, înseamnă că mi-a ieșit. Jur, chiar mi s-a părut că, că nu pui presiune pe tine oarecum. Da, pentru că altă chestie ar fi, la început mi-a fost teamă, clar. Ți-e teamă că n-o să iasă, ți-e teamă că-l doare, ți-e teamă, habar n-am, tot felul de lucruri. Și teama asta cumva îți paralizează mintea și îți paralizează talentul și îți paralizează tot. Și în final ajungi să dai kicks tocmai pentru că te gândești foarte mult la asta. Și atunci am făcut un pact cu mine și am zis, știi ce, de acum încolo când tatuezi, fă-o așa, inconștientă. Ok, adică să lași artistul din tine să vorbească, nu omul rațional, să zic așa. Da. Și nu e în calcul toate presiunile astea. Adică eu mă gândesc pur și simplu, e doar o zi ca oricare alta din viața mea în care am un creion în mână și o foaie în față. Asta fac de când eram copil, asta o să fac în continuare. Ce mie că de fapt nu este un creion neapărat de tatuat și că piele nu e o foaie, e o piele, dar mă rog, rezultatul e același cumva. Da, deci practic sunt inconștientă când tatuez. Bună ziua, asta fac, cu asta mă ocup. Dacă voi credeți că sunt responsabilă, e bine, nu, sunt inconștientă. Dar rezultatele pe care le vedem sunt destul de bune, adică inconștiența asta aduce chestii mișto. Pentru că îmi doresc să iasă bine, asta cu siguranță. Ce faci dacă greșești? Adică cum poți greși un tatuaj de fapt? Care ar fi problemele? Poți să faci ceva strâmb, în principiu, asta ar fi una din principalele greșeli. Poți să îl faci prea adânc, astea sunt cam greșelile pe care le faci la început, după ce te obișnuiești cumva cu adâncimea și cu aparatul. Dar nu sunt niște greșeli, adică lumea are impresia că dacă are un tatuaj greșit, e sfârșitul lumii. Mm. Nu sunt niște greșeli care nu pot fi reparate. Întotdeauna poți să repari ceva, întotdeauna poți să mai adaugi o frunzuliță lângă floarea aia și va arăta poate chiar și mai bine și nimeni nu o să știe vreodată că de fapt aia a fost pusă acolo să acopere o greșeală. De fapt, mai dificile mi se par, sincer, tatuajele simple decât cele complicate. A, pentru că sunt foarte mici și nu prea ai cum pentru să... Pentru că sunt mici și n-ai unde să te mai duci. Adică, dacă faci, nu știu, un peisaj sublim cu habar n-am copaci și bla bla bla, nu ți-a ieșit foarte bine copacelul, mai pui un copacel lângă sau mai pui o căprioară sau habar n-am. Dar dacă vine cineva să-și facă un cerc, o semnătură, na, cum ai fost tu de exemplu, sau așa mai departe, nu ai ce să adaugi, că cercul e cerc și atâta e. Adică ce poți să-i faci în plus? Sau dacă ai schimbat semnătura, nu mai e semnătura părinților tăi, e altceva. Deci presiunea cumva acolo e la lucrurile simple. Wow, nu m-am gândit la chestia asta. Da. În dimineața asta mă gândeam că artistul, tatuatorul nu prea poate să-și expună ideile. Mereu vine cineva cu un model, zic vreau asta. S-a mai schimbat un pic treaba asta. Adică oamenii au început să aprecieze mai mult, nu neapărat tatuatorul, dar oamenii de meserie. Adică cumva când te duci să când apelezi la un serviciu, începi să mai lași și omul ăla să-și facă treaba. Nu te mai bagi tu neapărat atât de mult. Și oamenii au început să înțeleagă că ăsta e un lucru bun și că rezultatele sunt mult mai bune când procedezi așa. Și bine, internetul ajută foarte mult, Pinterestul ajută foarte mult, Instagram ajută foarte mult, pentru că poți să vezi o gamă mult mai variată. Și atunci au început să apară foarte mulți oameni care vin cu o idee vagă pe care tu mai departe o dezvolți și o transformi în ceva. Eu una așa prefer. Asta este unul din metodele pentru care nu lucrez la un salon și prefer să lucrez singură, pentru că atunci, deși într-adevăr am poate mai puțin clienți,
dar sunt niște clienți de care cumva apuc să mă apropii mai mult, apuc să-i cunosc mai mult și să dezvolt așa o oarecare relație și să fac un model mult mai potrivit pentru ei. E că prefer chestia asta, prefer să am mai puțin clienți, dar să fie ceva așa, da, mai văzut zen. Un client destul de mare este Eddie, nu? Da, Eddie a venit o lungă perioadă de timp. Ne-am cunoscut prin tot felul de circumstanțe. Noi am mai colaborat și pe alte părți, nu numai pe tatu. Am pictat kendame, tot felul. Da, Eddie e un om foarte creativ și cumva pe lângă cântăreț, dansator și așa, mai activează și în alte domenii. Nu se poate abține, are chemarea asta continuă. Spune-mi care sunt fricile cu care vine un om la primul tatuaj. Dacă ce o să-l regret. Ah, asta încă asta este. Asta este, da. Asta mă... Și nu, adică, nu judec. Eu înțeleg întrebarea asta cu dacă o să-l regret. Dar în același timp, e ca și cum te-ai nega pe tine însuți. Eu așa văd lucrurile. Adică vii, îți faci un model. Peste 3 ani de zile este foarte probabil ca acel model să nu mai fie de actualitate. Să zicem, în caz de să alegi ceva ce e în trending, nu îți alegi tu ceva ce îți place ție în mod special. Dar în același timp nu poți să te negi pe tine. Băi, ăsta am fost eu, asta mi-a plăcut atunci, asta m-a reprezentat atunci, de atunci am trecut prin X experiențe și tatuajul ăsta a fost acolo cu mine și ăsta e. Poți să-l acoperi, poți să-l modifici, poți să-l schimbi. Adică din start, în momentul în care ai intrat pe ușă și mi-ai spus că mi-e teamă că o să-l regret, cumva din start am cam pornit greșit pe drumul ăsta. Adică trebuia să te gândești la asta înainte să vii, în primul rând. Eu n-am o problemă în asta și a vorbi cu tine și poți chiar să vii, să discutăm, să punem un șablon și să pleci fără să te tatuezi. Prefer să facem așa decât să te am pe conștiință că tu o să regreți. Dar ar fi mai bine să ai discuția asta cu tine însuți acasă, înainte să-ți faci programare. Clar. Ai avut probleme cu oameni după ce ai terminat un tatuaj? Să nu le mai placă, să zică că nu l-ai făcut bine sau să fie certuri? N-aș spune probleme, certuri nu, certuri niciodată. Au fost oameni care au vrut poate modificări sau au fost nevoie de un retuș, dar sunt foarte deschisă la chestii de genul ăsta și sigur, de ce nu, dacă e nevoie ne întâlnim și facem și refacem și n-am absolut nicio problemă. Plus că trebuie luat constant în considerare faptul că tatuajul este pe piele. Nu este pe foaie, este pe ceva viu, ceva care are activitate, ceva care se schimbă, ceva, adică pielea se înlocuiește, se arde, se întâmplă tot felul, te duci la soare, te expui, te pot apărea modificări. Și trebuie să iei în calcul chestia asta, adică e clar că tatuajul nu o să rămână la fel 20 de ani, este imposibil. Nici tu nu mai ai aceeași piele pe tine de acum 20 de ani, între timp a picat și s-a schimbat de 5 ori. Am înțeles. Ziceai de trenduri. Oamenii de ce își fac tatuaje? Că e cool? Sau sunt și oameni care au povești în spatele tatuajelor și oarecum... Întotdeauna vor fi și. Întotdeauna. E o chestie foarte variată. Și la început, când m-am apucat, recunosc cumva că judecam chestia asta. Adică îi judecam pe oamenii care nu aveau o poveste în spate. Și mi-e rușine să spun, dar da, asta făceam. Și asta pentru că cumva ne era și băgată în cap chestia asta. Revenind la emisiunea cu Miami, dacă ți-amintești, de fiecare dată când cineva venea și își făcea un tatuaj, își prezenta și cazul. Exact, era, da, că da, la da. Dansez pentru tine, exact, să habar n-am cu un caz în spate. Și da, e frumos să simbolizeze ceva, ar fi de preferat să simbolizeze ceva. E mai bine pentru tine ca purtător de tatuaj să simbolizeze ceva. Dar în același timp sunt decorative. Trebuie să luăm în calcul și chestia asta. E un lucru decorativ. Și dacă o fată, să presupunem, se simte bine cu o fundă pe ea, care altcuiva nu-i place, dacă ea se simte bine cu funda aia și ea e încrezătoare și pășește altfel pe stradă și așa mai departe, mie mi-este de ajuns. Ce mă interesează pe mine la o adică? Da. Și poate chiar înseamnă ceva, dar poate nu o să-mi spună mie. Poate e ceva atât de persoană. De ce mi-ar spune mie? Nu vine nimeni la psiholog acolo, iar eu nu sunt acolo ca să judec. Sunt acolo ca să înțeleg ce ți-ai dori, să ți-l fac și să pleci fericit acasă, de preferat. Așa ar fi. Tatuaje color sau tatuaje al negru? Care sunt recomandate de tine? Sau nu există o recomandare? Nu, nu, nu.
e o chestie la alegere. Și colorul poate să reziste foarte bine, dacă ai grijă de el, dacă ai o piele deschisă, ar fi de preferat. Ce presupune să ai grijă de un tatuaj? În primul rând, primele săptămâni sunt foarte importante. Primele două săptămâni în care trebuie să-l cureți regulat, să-l dai cu cremă regulat, să nu te expui la soare, să nu mergi la piscină, să nu mergi la mare, să nu lași animalele să se plimbe pe lângă tine, să te mângâie, să whatever. Adică, practic, de fapt, trebuie să eviți orice zonă de contaminare și orice chestie care ți-ar putea afecta pielea. Dar după aia e important să ai grijă de el în continuare. Adică eu și acum am tatuajul ăsta pe mână, de exemplu, de, cred că, 4 ani. Eu în continuare mă dau cu cremă de corp pe el, în continuare mă dau cu cremă de protecție cu factor ridicat de fiecare dată când ies la soare și așa mai departe. Pentru că cu cât ai mai multă grijă de el, cu atât se menține mai bine. Trebuie bătut la un moment dat din nou? Sau... este la alegerea fiecăruia. Adică nu e o regulă. Mamă, s-au făcut 4 ani, mă duc să mi-l bat iarăși. Dacă ție îți place cum arată și el arată ok, lasă-l în pace. De preferat ar fi să nu-l bați de mai mult de 3 ori, să zicem, într-o viață. Pentru că, deși pielea își revine, rămâne cumva acolo o, nu știu, o urmă. O... stai, dă-mi cuvântul. Dă-mi nu, știu cuvântul. Ce, nu știu ce vrei să zici. Că rămâne oricare un damage acolo. Da, damage, dăm cuvântul în română. Nu-mi vine dacă fac. Rămâne un damage, asta este ideea. Am înțeles. Și dacă tu tot adaugi damage peste damage, la un moment dat pielea nu o să mai arate sănătos. Asta este okay. Ideea. Adică el se vindecă, dar ceva acolo rămâne în urmă și tocești, practic, tăbăcești pielea aia la un moment dat. Și nu, nici nu o să mai arate nici healthy, nici... da. Ah, ok. De-aia mai bine nu ți rebate tatuajul doar pentru că ai tu impresia că nu se mai vede bine nu știu ce zonă de culoare. Lasă-l în pace dacă ți-l rebați, dacă chiar este nevoie, nu așa? Că ți-a zis ție un tovarăș când ai ieșit la bere că, băi, prietene... Există, toată lumea vorbește de zone dureroase. Există vreo zonă dureroasă, da. Insuportabilă, gen? Măi, insuportabile mie îmi se par toate. Ok. N-am murit nimeni vreodată de la un tatuaj. Da, plâns chestii. Da, cu siguranță. O bune? Da? Plâns, urlete, leșinat. Tot leșinat? Ce da. Știu, acum râd, am râs atunci. What? Nu se întâmplă foarte des, dar mai leșină lumea. Dar lumea nu leșină de la durere, asta trebuie specificat foarte clar. Dar de la ce? Lumea leșină de la emoții. Lumea leșină de la, nu știu, glicemie, de la principiul de la emoții, cam asta e de fapt. Adică dacă tu din start ai intrat pe ușă gândindu-te că vai, o să fie groaznic, te gândești foarte mult la asta și deja oricum e groaznic, adică n-are cum să fie altfel dacă tu așa ți-ai propus. Cine, să fie. Cine a plâns cel mai mult, fetele sau băieți? Băieți. Băieți. Cu siguranță. Mă rog că mă duc la analize, vorbesc cu doamna de acolo să văd cine are cele mai probleme și bărbații au cele mai multe probleme la chestii. Da, n-ai zice că... Da, și nu are treabă cu chestia asta că m-am lovit și de treaba dacă sunt foarte bine făcut, uită-te la mine ce bine făcut sunt, eu n-o să sufăr. Nu are treabă. N-are treabă, n-a. Este vorba strict de nervi și de cât de bine poți să suporți tu o durere, nu? Cât de bine făcut sau dus la sală ești sau cât de plinuț sau slăbuț. Deci băieții sunt cei mai... Da. Sunt mai plângăcioși, dar mai hotărâți în același timp. Adică ei nu stau să se răzgândească, să stai cu o fii, că nu-l facem, că hai să începem cu ceva mic, hai să nu. Băieți sunt băieți. Dar după ce își fac tatuajul, oamenii oare nu, chit că nu le place total, simți că evită să zică că nu le place? Nu. Nu? Nu. Adică cumva încerc să... îi fac să înțeleagă că nu m-ar deranja dacă mi-ar spune și că aș prefera să-mi spună decât să mă trezesc sau din alte părți sau mai știu ce, oricum lumea e mică. Și atunci prefer să-mi spui în față pentru că întotdeauna se poate face ceva. Mm-hmm. Se poate îmbunătăți, se poate rezolva sau dacă nu pot să o fac eu, atunci cu siguranță o să-ți recomand pe cineva. Nu am o problemă în a recomanda alți tatuatori. Un lucru e clar, în București și nu numai în țară și în toată lumea asta,
sunt o grămadă de tatuatori foarte buni și aș fi ipocrită să îi țin pentru mine. Dacă vine un client care își dorește ceva ce nu e chiar în zona mea de confort, de ce să-l fac eu și să știu că nu sunt stăpână când aș putea să-l trimit în altă parte și să fie toată lumea bine? Adică aș merge mai mult pe ideea asta. Mm. Plus că sunt clienți pentru toată lumea. Plus de asta, tatuatorii oricum după o perioadă încep să se axeze pe anumite stiluri. Ok. Și un tatuator care îți lucrează foarte bine, nu știu, portrete, e posibil ca la ceva foarte tehnic sau foarte așa să nu se descurce la fel de bine. De-aia recomand oamenilor care vor să se tatueze să se documenteze foarte bine înainte să-și aleagă tatuatorul la care se vor duce. Pentru că nu te să te duci la nu știu care, pentru că acolo s-a tatuat un prieten de-al tău și el a fost foarte mulțumit. Da, clar poți să iei în calcul și chestia asta. Dar întâi analizează-i puțin portofoliu. Vezi care este zona lui, e ce vrei tu, poate e un pic mai masculin decât ce vrei tu sau poate e un pic prea feminin față de ce-ți dorești sau sunt tot felul de zone. Mai ales că acum au apărut foarte multe stiluri. Înainte lucrurile erau destul de basic, adică ori îți făceai ceva realist, ori ceva old school, ori așa. Cu internetul și cu, cum spuneam mai devreme, Instagram, Pinterest și așa mai departe, au început să intre și la noi tot felul de stiluri, să intre foarte bine dot work-ul, line work-ul și atunci iarăși și mai variat totul. Mm-hmm. Apropo de zone, recomand niște zone în care să se tatueze lumea? Pentru că îmi ziceai la un moment dat că să evit mâinile. Da, mâinile, chiar și picioarele, tălpile în zona asta, degetele în principiu, coatele, genunchii, zonele care se tocesc, de fapt. Unde se mișcă cel mai mult da, pielea. Da, da, da. Pentru că se vor strica foarte repede și vei avea nevoie de retuș și nu garantează nimeni că după acel retuș totul va fi perfect. Cel mai probabil vei avea nevoie de încă un retuș și tot așa. Da, chiar, apropo de retuș, cover-up-urile. Oh. Mi se par cele mai dificile, pentru că ai practic o imagine și tu vrei să ajungi la altă imagine. Da. Sunt foarte dificile, mai ales pentru că oamenii își imaginează că acoperi, pur și simplu. Unele lucruri nu se pot acoperi, pur și simplu. Aha. Iar nuanțele închise nu le poți acoperi atât de ușor cu ceva deschis, adică nu e chiar ca în pictură. Și sunt situații în care ar fi bine chiar să-ți te duci la două ședințe cu laser, să mai estompezi puțin din culoare ca să poți să-ți faci un cover reușit. Sunt oameni care se specializează pe cover-uri. De exemplu, eu nu fac foarte multe cover-uri, nu mă bag la chestii foarte complicate pentru că el arată bine în primele 2-3 săptămâni. Poate să arate ok, dar după ce se vindecă, există riscul ca tatuajul vechi să iasă un pic la suprafață, să se facă așa văzut peste tatuajul nou. Și atunci e un fel de două feluri, că nu e nici ăla vechi, nu e nici ăsta nou și da. Ce și acoperă lumea din... Ce regretă cel mai mult din trecut, în numele iubitului. Încă mai există chestia asta? Încă își mai tatuează lumea? Nu își mai face lumea, nu. Eu n-am mai făcut de foarte mult timp, dar acopăr, da, inițiale și nume de iubiți. Este o problemă asta cu numele iubitului. Există un tip de oameni care se tatuează? Nu. Adică și mămici la 50 orice de ani vin tu și se tatuează? Da. Orice vrei tu, de la oameni corporatiști până la artiști, până la doctori, poliție, ce vrei tu. Mămici, am avut persoane care și-au făcut primul tatuaj la 53 de ani. Ia uzi, mamă. Niciodată nu e prea târziu. Da, uite ce chestie. Da, nu știu. Asta e fanul, de fapt, sincer, că nu știi niciodată cine îți intră pe ușă. Cine îți intră pe ușă, da. Aș fi crezut că e doar generația tânără vine să se tatueze. Nu, s-au mai schimbat un pic lucrurile. Eu mă așteptam, de exemplu, să am foarte mulți puștani. Nu e așa. La mine, de exemplu, vine iarăși media de vârstă și asta sunt niște chestii la fiecare diferă, dacă stai să te gândești. La mine media de vârstă e 30 plus. Adică, n-aș fi zis. Da, culmea. Wow, ce chestie. Și oamenii sunt, mi se pare că sunt din ce în ce mai inspirați, din ce în ce mai țin mai puțin cont de trenduri și de ce se poartă, ce și-a mai tatuat, nu știu ce. Știu că a fost o perioadă în care oamenii își făceau ce aveau actorii cunoscuți sau fotbaliștii cunoscuți. Da, era o dragă problema asta cu... Ok. Nu aveau, nu se inspire, probabil.
Da, dar... da, și asta, și asta. Imaginează-ți că vine cineva foarte slăbuț la tine și îți arată o poză cu Beckham și îmi spune vreau așa. Am înțeles. Și nu știi cum să o dai, că mai ai de făcut niște lucruri până acolo. Ai discuție cu oameni gen, băi, nu o să stea bine chestia asta, nu da, o să arate clar, bine. Da, clar, clar, clar. Aha. Da. Și acceptă că... Trebuie să accepte. Trebuie să accept. Adică tu poți să zici, bă, nu, nu ți-l fac. Da, poți să, nu o să fiu chiar atât de categorică, o să o dau la modul, măi, n-ai vrea totuși să ne mai gândim. Să ne mai gândim, da. Dai să facem și varianta asta, punem șablonul pe piele, vedem cum arată, vedem cum te simți cu el și dacă e ok, atunci mergem mai departe. Dacă nu, încercăm altă variantă până găsim una. Adică nu, n-aș vrea sub nicio formă să grăbesc tot procesul ăsta. Am înțeles. Deci nu, e, nu ești pe timp, încă este în zona de hobby, nu, da, încă... Da. Îți place să îmi dau seama că de fapt nu mai e hobby de mult, ca practic din asta mă întrețin de ani de zile, dar nu e un stres pentru mine jobul ăsta, cu siguranță nu e un stres. Și nu e hai cât mai mulți, cât mai mulți. Nu, aia care sunt, să fie ok, să fie atmosfera plăcută, să fie mulțumit și mai departe vin și restul. Deci atât de e atât de greu să stai, să prinzi un loc la tine să-ți faci un tatuaj, nu? A fost o perioadă în care stăteam foarte prost cu timpul și din cauza celui de-al doilea job pe care l-am. O să vorbim și despre asta puțin, că-s foarte curios. Care acum nu mai este pentru că pandemie. Pandemie, da. 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 Dar chiar în perioada asta ție ți le-a închis pe amândouă și... Da, am rămas în plop, efectiv, și plop în aer. Și acum ai început să lucrezi, nu? Da, am început. Am început așa mai ușurel la început, cu tot felul de noi reguli impuse în raport cu cerințele pandemiei. Dar da, la început a fost destul de dificil. Bine, dificil îmi imaginez că a fost pentru toată lumea, da, efectiv. Na. Mă dau eu mai lovită decât alții, dar de unde lucram, că începusem și un nou proiect de film, de unde lucram 12 ore pe zi, plus programările în weekend, să ajung în punctul în care nu trebuie să fac nimic și nu pot să ies din casă, sincer, mi-a dat-o destul de greu. Am avut așa un moment, un episod de anxietate, aș putea spune. Pentru că abia atunci am realizat cât de mult îmi place să mă văd cu oameni, să vorbesc cu oameni, să fiu într-un stres constant, așa. Am înțeles. Și am plecat la țară și am plantat roșii. Pă bune, te-ai la țară și da, stau acolo? Da, da. Și am făcut un goblen. Pă bune! M-am transformat într-o bătrânică și a fost sublim. Și, da, chiar, există un loc din care te inspiri sau te inspiri din absolut orice în ceea ce faci? Aș merge pe natură. Și merge pe direcția asta, da. Că știu că la un moment dat ai plecat în Japonia, zic, da, nu, singură, da, da, nu? Da, da, da. Ai plecat? Am plecat la 21 de ani, în apropierea zilei mele de naștere, am plecat în Japonia 2 săptămâni. Da. Să faci ce? Da, asta n-am înțeles niciodată atunci, dacă mă întreb. Ah. De fapt, târziu mi-am dat seama că a fost mai mult un fel de călătorie de autocunoaștere, dacă vrei interesant. Să o dăm așa, da. Da. Interesant, aș fi zis că te-ai dus să studiezi ceva pe acolo, să vezi. Măi, cu siguranță am profitat de tot ce mi-a putut oferi orașul. Adică cât timp am stat acolo, 2 săptămâni, nu mi-au stat piciorușile. Am luat la rând toate muzeele pe care mi-am permis să le vizitez, toate, nu știu, templele, toate parcurile, toate clădirile simbolice sau, mă rog. Dar da, și a fost cu siguranță o sursă de inspirație, pentru că este altfel să le vezi în realitate decât în tot felul de poze, da, și da, videoclipuri. Și aveam după mine carnețelul de schițe cu care plec în toate vacanțele, de fiecare dată când plec undeva. Și mă opresc undeva, mai fac o schiță mică, mai merg mai departe și tot așa. Ce mișto, cred că e viața ta, jur, mi se pare. Deci, pentru mine, toată treaba asta cu arta, cu orice, a fost... Niciodată n-am luat un calcul, nu am văzut-o niciodată și de când am descoperit fotografia, videografia, parcă am început și eu să studiez mai mult, da, să mă uit la chestii. Cumva se întâmplă, adică lucrurile astea se întâmplă, nu e ca și cum... Mi-am plănuit, ajung în Japonia și mă inspiră aia și fac poză la aia și desenez aia. Mergi pe stradă și deodată vezi ceva care, wow, îți, nu știu, îți dă o senzație foarte plăcută sau îți captează atenția. Așa vin mie subiectele la celălalt podcast pe care îl fac cu doi prieteni în care vorbim diferite subiecte. Da. Și ai mai fost undeva, țin minte că am vorbit cu tine, ai fost undeva în Germania. Da, da, da. În care am fost, ai tatuat. Da, am tatuat tot așa vreo 2 săptămâni.
Dar ai tatuat într-o convenție ceva, nu? Am fost și la o convenție, dar am fost guest tatuator la un salon dintr-un orășel foarte micuț, care era lângă o bază militară americană. Oh, ok. Și bine, astea sunt informații pe care le-am aflat mai târziu, căci eu, iarăși, ca întotdeauna, m-am aruncat cu capul înainte și m-am dus. Și majoritatea clienților pe care i-am avut în acea perioadă au fost oameni din armată. De la soldați până la piloți până la abarna. Ce tare. Da, și a fost foarte interesant pentru că exista o regulă foarte clară în acel salon. Dacă clientul se ridică pentru că a primit un telefon și pleacă, este perfect normal. Are o misiune, pleacă. Okay. Adică era atât de normal să tatuezi oameni din armată încât deja tot salonul se mișca în jurul lor. Wow. Și în jurul nevoilor. Ce-și tatua oamenii? Ce? Exista un tatuaj clasic sau... Numele mamei. Okay. Da, bărbați care aveau purtau dorul de mamă în suflet. Nici nu vreau să și arme. A, mama și arme. Pă bune. Da, AK-uri sau cum se numesc. Da. Da. Wow. Da. Care mai este opinia populară vis-a-vis de tatuaje? Mai judecă lumea tatuaje? Nu mi se pare, sincer. Aș arăta și de la mine din familie câțiva. Sau nu știu, ori am ajuns eu să nu mai iau un calcul și să nu mai văd efectiv. E posibil și să nu mai bag în seamă. Da. Dar nu mi se mai pare. Mai ales că sunt foarte mulți oameni. Adică dacă, de exemplu, o iei într-o zi pe jos prin București și apoi iei un tramvai și apoi iei un metrou, de asta vara când sunt oamenii mai sumar îmbrăcați, o să observi că marea majoritate au ceva, oricât de mic, e ceva acolo. Mulți, mulți, foarte mulți. De orice vârstă, orice sex, orice vrei. Eu sunt de părere că în scurt timp nu o să mai existe om care să nu aibă un tatuaj. Da. Ba, chiar mama m-a întrebat la un moment dat, dar ce o să faci când o să ai copil și o să te duci la ședința cu părinții și tu o să fii tatuată? Și am spus, cel mai probabil o să-mi regăsesc vreo 2-3 clienți pe acolo, o să ne salutăm și o să-i întreb, hei, cum s-a vindecat? Dar chiar ai tăi n-au venit să tatueze? Am tatuat-o pe mama. Bune, da, ok. Da. Ce i-ai făcut mamei tale? I-am făcut o inițială minuscul, adică minuscul. Okay. Un S de la numele tatălui meu și mi s-a părut un gest atât de romantic. După 30 de ani de căsnicie, tu în continuare să vrei să-ți tatuezi inițiala soțului tău, este mare lucru. Ce din frumos. Punctul meu de vedere. Ce drăguț. Dar fapt, sora? Sora nu, pe sora mea n-aș tatua-o niciodată. De ce? Pentru că este genul de fată care se poate răzgândi foarte ușor. Și acum vreau, acum nu vreau și apoi o să mă sune. Este genul de persoană în care dacă trebuie să mă văd la ora 12, de exemplu, începând cu ora 8 dimineața, ce faci, te trezit? Acum vii, ai plecat? Vreau să știu dacă ai plecat. Deci hai că eu am ajuns. Îți cureți o zi întreagă. Imaginează-ți dacă ar fi să-i fac un tatuaj. Auzi, dar mai modificăm sau lăsăm așa? Crezi că... Okay. Nu mă înțelegi greșit, eu o ador pe sora mea, este o femeie extraordinară, dar în general e bine să nu faci chestii cu familia. Nu? Toată lumea spune asta. Lumea spune asta cu familia, da. Spune-mi despre obiecte vestimentare personalizate, că am văzut foarte multe nebunii pe acolo. Da, îmi place foarte mult chestia asta. De unde a pornit și asta? Păi, că din nou, este total diferit, adică de la pictură la tatuaj acum... Da, din ideea că dacă poți să desenezi, de ce să nu o faci pe orice? Ok. Adică, practic și tatuatul am văzut-o la fel. Hai să, pe ce mai desenăm? Am desenat pe pereți, pe haine, pe foi, hai pe oameni. Okay. Da, și atunci așa am mers și cu astea pe Adidas, pe Habana. Pentru că mi se pare interesant pur și simplu. Adică dacă vine cineva la mine cu un bolovan și îmi zice, hei, ce aici să pictăm bolovanul ăsta? O să zic, o, tare, hai să-l facem. Ah, ok, deci nu există o limitare, să spun așa. Nu, chiar nu. Interesant, poate vorbim că vreau să fac, noi am deschis un mic merch pentru, ca să susținem podcasturile din cei care ne urmăresc și poate ne ajuți cu niște design-uri. Și... Sigur. Spune-mi acum despre al doilea job care, din câte spui, s-a închis, să spun așa. Da, e foarte afectat de perioada asta. Al doilea job, da, tot așa, nu știu, tot de nicăieri a venit, sincer, dacă mă întreb. Nu știu, toată viața mea mi se pare o incertitudine. S-a întâmplat toată viața ta. S-a întâmplat, da, dar m-am bucurat de fiecare întâmplare cumva și am acceptat. Asta e toată chestia, să nu-i spui prea des nu, mai zici și da din când în când. Chiar dacă nu ai neapărat foarte multă încredere pe un anumit subiect, măcar vezi care e treaba.
Și la fel a fost și cu al doilea job. Eu am terminat, cum spuneam și mai devreme, scenografie de teatru și film. Îmi doream cu siguranță să activez în domeniu. Nu prea aveam nicio portiță pentru că nu cunoșteam, n-am rude, n-am pile, n-am relații, nu știu. Dar am avut o colegă, Zaza, care ea tot mai lucra încă de când era copil, pentru că e blonduță, e drăguță și l-a luată foarte des la reclame, ca figurație. Okay. Și de acolo s-a lipit și partea asta de ea și a început să lucreze în echipă, nu în figurație. Și a avut nevoie într-o zi, m-a chemat, ne-am înțeles bine și de acolo am continuat să lucrăm împreună și aia a fost. Și ce faci mai exact? Lucrez în departamentul de costume și, practic, ne ocupăm de cum se îmbracă, evident, actorul, dar e un pic mai complicat, un pic mai detaliat de atât, în ideea în care, ok, îl îmbraci, dar prin cum îl îmbraci te să arăți ce fel de om e. Scoți în evidență personalitatea. Este un om îngrijit, este un om care își calcă hainele, este un om care vrea să pară mai mult decât e, un om care se îmbracă cu haine ieftine încercând să pară scumpe. Okay. Adică dai cumva, haina face pe om dacă stai să te gândești. Și inputul ăsta îți este dat sau tu citești scriptul și există un script, există niște discuții cu regizorul, sunt niște discuții cu actorul, se dezbate destul de mult psihologia personajului. Wow, ca într-un final, da, e chiar interesant. Și sunt personaje chiar interesante. Ca într-un final să ajungi să-l construiești. Adică atât de la textură până la culoare, poate anumite culori prin psihologia culorilor denotă, nu știu, tristețe, melancolie, altele mai multă veselie sau așa mai departe. Mamă, ce tare mi se pare. Și pornești cu chestia asta prin a îmbrăca actorul și a-i alege outfit-ul și apoi provocarea de fapt este în a întreține toată apariția asta pe toată perioada filmărilor. Pentru că ce trebuie să fie clar este că nu se filmează niciodată în ordinea cronologică. Adică okay. Tu începi cu ieșirea din bar, peste o săptămână filmezi momentul în care ajungi în bar și peste două săptămâni filmezi ce s-a întâmplat în bar, de exemplu. Și atunci tu cumva trebuie să fii atent să arate la fel. Dacă, de exemplu, nu știu, a avut tricou puțin băgat aici, tricou te sărmân la fel pe toată, pentru că apar toate la montaj se simte imediat ca da, sărit da, sau da, că da. E un pic mai transpirat, brusc e transpirat și acum un cadru nu era transpirat, ce ne facem? Cât detaliu poate să și sunt tot felul de întâmplări din astea, mai ales când filmezi la exterior sau nu numai, nu știu, trece o pasăre și face caca pe tine. Și tu n-ai mai mult de un minut la dispoziție pentru că se blochează toată filmarea efectiv da. Într-un minut să schimbi haina sau să scoți pata sau să scoți o dublură de undeva sau să faci totul să arate la fel ca înainte fără ca nimeni să-și dea seama că ceva s-a întâmplat. Și toate hainele astea, cine, vă duceți voi și le cumpărați? Da, da, da. În mare parte, depinde de proiect. Sunt proiecte unde le cumpărăm, sunt proiecte în care le închiriem de la casele de producție cu care lucrăm. Sunt tot felul de depozite ale oamenilor care lucrează și au făcut chestii da, personale. Da, m-am lovit și în zona da. De fotografie cu foarte multe... Mamă, cât de tare chestia asta. Da, este foarte mișto. Este foarte obositor, dar îmi place teribil. Și îmi place foarte mult pentru că nu-ți dai seama când trece timpul. Sunt atât de mulți oameni care sunt activi constant și nimeni nu se vaită, nu o să fii tu primul care se vaită. Și altă chestie pe care o apreciez în zona asta este că fiecare departament își face treaba lui și atât. Adică niciodată sunt departamente de sunet, de cameră, de electrică, de costume, de scenografie, de props și așa mai departe. Dacă e o cană pusă pe masă, eu din departamentul de la costume nu o să pun niciodată mâna pe cana aia. Ok. Pentru că am stricat racordul și am stricat toată munca celor de la departamentul de props care știu foarte clar unde au pus cana. La fel, nici nimeni de la alt departament nu o să pună mâna pe o haină sau o soia de unde am pus-o sau așa mai departe. E bine că se regule bine da, punctatea da, acolo, da. Da. Da, pentru că poți să faci niște greșeli foarte, foarte mari. Foarte cum a fost mari. La Game of Thrones cu... Exact. Chestia chestii de genul ăsta, da, da. Wow, dar de ce spui că este obositor? Ce înseamnă o zi de lucru? 12 ore. 12 ore în care nu poți să zici că, bă, acum e liniște, stau lejer. Nu, trebuie să stai așa constant. Pentru că nu se știe ce se poate întâmpla. Poate
i s-a rupt tocul sau poate s-a desfăcut cureaua de la geantă sau poate i-au crăpat pantalonii pentru că era o scenă de bătaie și n-a rezistat cusătura. Sau, nu știu, se poate întâmpla ceva în continuu, efectiv. Plus că în tot timpul ăsta în care te ocupi de ce se întâmplă pe set, trebuie să te ocupi și de oamenii care urmează să intre pe set. Și atunci noi ne împărțim în categorii. Sunt asistentele de set, eu fiind asistentă de set în general, dar mă rog, facem curândul cumva. Și asistentele de bază, care stau în bază și care primesc figurația, primesc actorii care urmează să intre, îi îmbracă, îi pregătesc și așa mai departe. Și atunci eu... La ce proiecte ai lucrat în zona asta? Am lucrat la Proful, sezonul 1 și 2. 2 urmează să apară, probabil ar trebui. Doamne, sper să nu dau din casă să-mi iau acum amendă sau ceva. Așa, la Triplu Sec... Toate proiectele la care am lucrat în mare parte au fost pe ProTV. Am lucrat câteva săptămâni și la Fierbinți și a fost o experiență foarte interesantă. Okay. Da, e foarte fun pentru că Fierbințul se filmează deja de... Cred că are 10 ani. De 8, 9, da, sunt foarte mulți ani și imaginează să stai 8 ani de zile, 12 ore cu o echipă de oameni, ajungi să te simți ca acasă. Da, adică ei între ei sunt foarte bine. Lor, da, da, da. Ne-am ajuns acolo, eram bombardată, efectiv. Zic, oh, wow! Trebuie să mă pun un pic la curent cu ce se întâmplă aici. Tare. Și oamenii foarte ok și atmosfera la țară, foarte fun. Dar oamenii din domeniu cum sunt? Sunt oameni dificili? Regizori? Actorii? În general nu. Mă așteptam, dar nu. Mi se pare că dificili sunt fix cei care sunt la început și nu prea fac mare lucru și care vor să lase impresii. În schimb, oamenii care știu ce au de făcut și oamenii care lucrează de mult timp au o prezență destul de plăcută și nu pot să colaborez cu ei foarte, foarte ușor. Și sunt relaxați pentru că îți dai seama că dacă tu stai atât de mult timp acolo, nu vrei să stai cu nervi și nu vrei să nu te înțelegi cu oamenii, da, cu care lucrezi. Da. Vrei să fie bine și atunci ajungi să te împrietenești cu toți și să fie așa de colo până colo o familie și o... Păi, am vorbit acum ora asta că îți place foarte mult arta, tatuajele, dar îți place și partea asta de... Da, da. Ce faci? Le duci pe amândouă? Continui asta așa? Asta o să fac până n-o să mai pot. Wow, go for it! Te invidiez că ești un om, adică rar găsești un om care să-i placă atât de mult o chestie. Și te văd că îți plac două chestii care sunt oarecum diferite. A fost dificil că mi-au plăcut mai multe chestii. A, deci mi-ai renunțat pe parcurs. Și între timp a trebuit să mai renunț, da. Pentru că e problema că nu prea poți să excelezi într-un lucru categoric, în momentul, da, în care faci mai multe. Și atunci, bine, astea cumva se leagă între ele și cumva pot să le fac în paralel. Pentru că programările pot să le pun când se poate. Adică nu este un program fix. Și atunci când nu mă duc la una, sunt la cealaltă. Mm-hmm. Și nu pot să renunț pentru că filmările îmi dau doza asta de, nu știu, entertainment de care am nevoie. Se întâmplă ceva în continuu, sunt foarte mulți oameni, cunoști oameni interesanți, hai să vedem cum facem o filmare de noapte, hai să vedem cum facem o explozie, hai să vedem cum, nu știu, tot felul de eventuri sau de situații. Și după aia te întorci la salon unde totul e mult mai relaxat, unde ești un pic mai stăpân, dar unde vin oameni care se deschid și care... sunt două lucruri de care ai nevoie. Lumea se deschide la tatuaje. Adică mă gândesc că ai și tatuaje care durează mult. Da, da. Și în perioada aia trebuie să vorbești cu omul. Da. Sunt deschiși oamenii? Mai sau... sincer, aud povești de viață întregi. Adică sunt momente în care mă simt ca la psiholog și nu în ideea în care dau eu sfaturi, că nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar ce pot face este să ascult. Și îmi face plăcere să ascult, pe cât îmi place și să vorbesc, după cum se vede. Da. Și vin oameni, tocmai pentru că nu mă cunosc și pentru că șansele ca noi să ne mai întâlnim vreodată, decât, bine, dacă îți faci tu o programare, sunt destul de mici, oamenii vin și vorbesc. Și îmi spun despre căsnicii, despre habar n-am ce vrei tu, absolut tot ce vrei tu. Și pleacă de acolo și eu am momente în care rămân și stau așa un pic și zic, wow! Stau și fac urat după ce am terminat programările pe ziua de azi și mă gândesc așa la ce am aflat astăzi și mă duc acasă și zic, Doamne, ce bine e, ce viață liniștită am, sau slavă celui că n-am avut problema aia sau că nu am trecut prin chestia aia altă și tot așa. Dar uite că zice că ai emoții, dar nu mi s-a părut deloc că ai emoții la toată. Păi mă ia valul așa, plus că îmi dă încredere faptul că te cunosc. Lumea trebuie să știe că ai fost colegul meu de bancă. Da. Și ai fost cel mai grozav coleg de bancă. Da? Oh, da, 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 n-am să uit asta.
Și... Nu mă gândeam că o să ne mai intersectăm după atâta timp. Dar cine se gândea că o să-ți faci tu programare? Totuși erai un băiat destul de serios. Nu știu încă cum să-ți spun. Un om serios. Ești foarte mama mi-a spus că-s bufon, dar... Am văzut, serios. M-am uitat la... Chiar sunt serios. Și urmează să mai fac niște tatuaje. Și mulțumesc mamei tale că îți cumpăra culori. Ah, corect. Pentru că mi-amintesc foarte clar că mama ta cumpăra niște culori un pic mai bune decât aveam eu și tu aveai ala de la Panda și mi-am luat tempera. Tu erai un pic mai șmecher, tot să recunosc, dar împărțeai întotdeauna. Și am apreciat. Vezi, mama, mai crezi cu mine de mic. Și am luat note bune cu culorile de la dumneavoastră, mulțumesc. Ce urmează pe viitor? Dumnezeu știe. Și cu pandemia asta mai ales. În principiu îmi doresc să mă dezvolt și mai mult și să-mi dau seama și mai mult care este stilul meu. Mi-aș dori să desenez mai mult, mi-aș dori să ofer mai multe modele clienților mei și să am o gamă mult mai variată. Vreau să mă implic mai mult. De fapt, n-aș vrea să schimb nimic, asta e clar. Drumul ăsta e, pe ăsta o să merg, dar e momentul în care aș vrea să ajung cumva la o maturizare a artistului. Am înțeles, deci după atâta timp nu poți să spui că ți-ai găsit stilul. Nu. Am o vagă idee, dar nu. Am înțeles. Dar mă gândesc că se poate schimba și cu timpul stilul, adică probabil acum e ceva. Da, clar. Dar... Și odată cu personalitatea și cu vârsta, cu siguranță. Și probabil că asta e. Probabil că acum trec într-o altă etapă a vieții și probabil că și stilul meu artistic simte nevoia să treacă și el într-o altă etapă. Ziceai la un moment dat că vrei să iei un ucenic lângă tine. Da, asta cu ucenicul e o chestie foarte... dificilă. Nu, la momentul respectiv nu știu dacă am zis ucenic, cred că mai degrabă coleg. Coleg, cred că da. E destul de diferit. Ucenicul nu mi-aș lua, deși am avut câteva cereri la un moment dat, dar nu mă consider, nu cred că am ajuns în stadiu în care să-mi permit să învăț pe alții. Adică eu la rândul meu mai am atât de multe lucruri de învățat încât nu aș putea avea atitudinea asta de profesoară și de așa. În schimb, mi-am dorit foarte mult un coleg cu care să lucrez. Pentru că trece altfel timpul când mai ai pe cineva acolo lângă tine și mai faci un schimb de informații. Și am și găsit în cele din urmă și sunt foarte, foarte mulțumită. Acum, cam jumătate de an, un an, cred că s-au făcut. Uh-huh. Costa. Și e un băiat foarte, foarte deosebit, cu care mă înțeleg bine și el tatuează un pic altceva decât fac eu și cumva ne informăm unul pe celălalt, uite ce am mai făcut eu, uite ce ai mai făcut tu. Uh-huh. Și e chiar drăguț. El pleacă foarte des și din țară, se duce, tatuează în străinătate la guest spot-uri și vine cu informații acasă și tot așa. Frumos. Da. Păcat, ți-am zis, în perioada asta s-au stricat multe lucruri. El trebuia să plece de câteva ori, eu la fel trebuia să plec cu proiectul ăsta de film în Norvegia, 2 luni. Da, eram foarte entuziasmată. Practic ar fi fost cam cel mai consistent așa proiect pe care aș fi avut pe partea de cinematografie, dar care din păcate s-a amânat pentru anul viitor, din motive de înțeles. Da. Da, și urma să plec 2 luni în Norvegia, într-un orășel foarte micuț. Îmi luasem haine groase, îmi luasem Adidas de ăștia impermeabile, îmi făcusem pentru... tot acâmul, eram pregătită și ca să vezi, stai aici și suportă căldura. Spune-mi unde te găsește lumea, dacă vrea un tatuaj de la tine. Pe Instagram. O să-ți las oricum link-ul în descriere, deci nu... Pe Instagram, pe Facebook, Hana 13 Tatu sau Hana de Atelier, că am zis că am schimbat. De Atelier pe Instagram. Da, e foarte complicat asta cu schimbatul numelui pe Facebook și pe pagină, că îmi cer o grămadă de chestii, m-am lovit, nu mă pricep la zona asta, da. Păi găsește pe cineva care să nu-ți pierzi timpul, să-ți investești timpul partea asta. Mersi că ți-ai făcut timp să vii. Cu drag. Și îmi pare rău că cred că am vorbit cu tine acum un an să facem chestia asta și de-abia acum am reușit să fac. Și eu m-am tot mutat. Ce să fac? Cum să fac podcastul ăsta? Și acum am dat seama că vreau să fac podcastul ăsta despre oameni. Și oamenii pe care îi am eu în jurul meu și la care am acces. Mersi încă o dată și ne oprim aici. Thank you. Dacă îți plac cele două podcasturi pe care le facem noi aici și vrei să susții financiar cele două proiecte, intră pe linkul din descriere unde vei găsi merch-ul dedicat celor două podcasturi.